Düsseldorf este capitala și unul din cele 5 mari orașe ale landului Renania de Nord din Germania. 600.000 de cetățeni locuiesc în cele 10 subdiviziuni ale orașului ce fac parte din districtul Düsseldorf. În urma unei solicitări adresate ambasadei Germaniei în România de către administrația locală Suceava de a se găsi un oraș nemțesc pentru o colaborare sau înfrățire cu municipiul nostru, răspunsul a fost Düsseldorf. Primăria municipiului Suceava dorește colaborare cu un oraș din Germania. Noi ne-am adresat ambasadei, am venit o adresă și prin Consiliul Județean în care ni se propune să facem o colaborare, o asociere cu orașul Düsseldorf din Germania. Sigur că orașul Düsseldorf este un oraș mare, de 6 ori mai mare ca Suceava, un oraș bogat, un oraș frumos. Eu voi avea o primă discuție cu consilierii locali, voi intra cu un proiect de intenție în Consiliul Local. Aici ni se cere să meargă o delegație din partea primăriei municipiului Suceava pe data de 7 aprilie la Düsseldorf, că este un eveniment acolo organizat de o fundație culturală germano-română, Ateneul din Düsseldorf. Sper ca domnul consilier să fie de acord. Eu cred că ar fi binevenit o asociere cu un oraș din Germania, nu știu dacă se mai poate numi înfrățire, dar parteneriat în așa fel încât să putem învăța din experiența nemțească, să lucrăm și noi mai nemțești în municipiul Suceava. Düsseldorf sau orașul de pe Düssel, mic afluent al Rinului, așa cum a fost menționat pentru prima dată în 1159, impresionează astăzi prin arhitectura avangardistă, viața culturală și una dintre cele mai luxoase locații de shopping. Düsseldorf este mic, cochet și modern, unul dintre cele mai bogate orașe ale Germaniei. Emblematic pentru oraș este turnul Rhein, cu o înălțime de aproximativ 240 de metri, oferind o priveliște uluitoare asupra orașului și împrejurimilor. Pe străduțele istorice ale centrului vechi plutește o atmosferă de vacanță. Piețele de flori și fructe, restaurantele cu un aer chic, turiștii care vorbesc în nenumărate limbi, contribuie din plin la crearea acestei atmosfere. Tot în partea istorică a orașului se află și Bolkerstraße, strada supranumită și cel mai lung bar din lume. Düsseldorf oferă numeroase activități și pasionaților de istorie, artă și arhitectură. Schloss Benrath este una dintre capodoperele în stil rococo ale orașului. Construit în 1755, grădinile sale enorme, aleile șerpuitoare și heleșteile ascunse îi ademenesc pe turiștii care doresc să se relaxeze. În timp ce se plimbă prin Schloss Bernard și prin cele două muzee pe care le găzduiește, Muzeul de Istorie Naturală și Muzeul de Istorie a Grădinilor, vizitatorii se pot cufunda în atmosfera secolului al XVIII-lea.